Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Am scăpat de pandemie, am dat de măsa, cum se spune. Bună seara, sunt Silviu Munteanu, suntem pe 103.4 FM în vastele studio Radio 7. Suntem și video pe canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră. Un subscribe ar fi foarte apreciat. În mod normal ar trebui să ne auzim mâine seară, o să se întâmple și asta, dar în contextul în care ne aflăm de câteva zile, mai exact de 13, m-am pus în situația să punem de o ediție specială a acestui podcast Silviu Munteanu și prietenii săi. În seara asta stăm la vorbe cu domnul Laurențiu Gheorghe, bună seara! Bună seara tuturor! Lector la Facultatea de Filozofie și prin telefon îl avem pe Artur Suciu, publicist, specialist în comunicare și lector la Universitatea din Suceava. Salutare! Salut, o stare bine să fiu din nou în emisiunea ta. Bună seara, onorabililor! Speram să mă văd cu voi la radio mai spre sfârșit de an, să mai tragem și noi așa niște concluzii despre viață și între timp să avem și o băută ca băieții, dar iată, ne-am strâns aici de ziua femeii. Glumeam cu domnul Laurențiu zilele astea că ar fi fost mai fun să fi avut, cum îi zice, uniforma lui Gel Voican Voiculescu de la Revoluție, eram probabil mai în tema. Măi, Artur, cu tine aș vrea să încep în primul rând. Noi am avut o discuție data trecută despre comunicarea în timp de război și am avut-o așa destul de vagă pentru că eu personal nu m-am văzut în scenariul ăsta acum. Suntem în momentul de față într-o situație în care CNA recomandă informarea doar din surse oficiale, mai mult zice aici, vreau să vă anunț că trebuie să tratați cu mare grijă aceste subiecte pentru că vom începe pentru încălcări flagrante cu aplicarea articolului 95 și asta înseamnă suspendarea emisiei ori pe timp de 10 minute, ori timp de 3 ore, ori înjumătățiri de licență, poate chiar cazuri mai grave, ridicarea licenței. Mie nu mi-e foarte limpede ce am voie să spun la radio și ce nu, căci de pildă am fost, hai să zicem, la Decathlon săptămâna trecută și am văzut că lipsesc saci de dormit, pur și simplu nu se mai găsesc saci de dormit. Te duci la magazinele alimentare și la raionul de conserve vezi că a început să nu prea se mai găsească conserve. Astea sunt informații pe care le putem spune sau nu? Și ce mă interesează este ce presupune elasticitatea acestui regulament? Mass media, adică informațiile, sistemul prin care noi primim informațiile publice, funcționează după niște cadraje și aceste cadraje respectă anumite paradigme de discurs. De pildă, în perioada pandemiei, totul era interpretat din perspectiva pandemiei și a regulilor pandemice. Orice subiect ajunsese la un moment dat să fie discutat din această perspectivă. Acum s-a schimbat această paradigmă. Am ieșit din pandemie și am intrat în... Am dat de măsa, cum am spus. Da. Am intrat într-o gândire pe timp de război. Deci totul va fi interpretat din această perspectivă. Evident că va fi ceva care va excede total zonei războiului. Adică nu vom putea interpreta, nu va trebui să fim atenți doar la știrile de război sau despre război, să le interpretăm așa cum se cuvine. Și de pildă va dispărea, să spunem, critica la adresa guvernului, pentru orice critică la adresa guvernului va fi interpretată ca o formă de reavoință față de situația critică în care se află țara, să zic așa. Și asta este un abuz sau este o formă firească într-o situație de, hai să zicem, război? Depinde de gravitatea situației. Situația de criză, situația de război, dacă e situația de război, atunci, practic, libertatea de exprimare este complet anulată. Nu mai funcționează decât propaganda guvernamentală și atunci nu mai poți să spui absolut nimic. Dar evident că, nefiind încă în situație de război, sperăm să nu fim niciodată. Dar încercându-se în același timp, totuși într-o paradigmă de interpretare a războiului, se pot face abuzuri
se poate interveni împotriva unor oameni care altfel se exprimă despre subiecte care nu au nicio legătură cu războiul. Da? Mm-hmm. Deci există posibilitatea de a, ca autoritatea să devină abuzivă plecând de la niște premise care se referă la război, la această paradigma războiului. E o situație care m-a surprins foarte amar zilele astea și care cumva merge în continuitatea discuției noastre. Eu cred că noi avem personal o problemă destul de gravă. Este o, după goana aberantă, după așa zis și antivacciniști, s-au apucat în acus să facă listă cu putiniști, adică asta e, pare că e reacția noastră în fața unui tip de dezastru care se anunță. S-au apucat alții să facă listă, am râs amar și la asta, cu cioclii pandemiei. Facem liste, asta e reacția noastră. Știm foarte bine că se fac liste și de o parte și de alta și nu de acum, de astăzi. Au făcut liste mereu. Ideea de a face listă, în sine este evident ceva rău, dar e mai puțin adevărat că vedem mereu, există persoane, chiar pe vreme de pace și de libertate totală, care se ocupă cu făcutul de liste sau cu făcutul de dosare, care țin evidența comportamentului public al unor persoane sau ale altora. Când intrăm într-o situație cum e cea de acum, care o paranoia începe să funcționeze șnur. Și atunci, evident, apar aceste liste. Eu n-aș vrea să intru în discuția asta. După părerea mea, adică eu am propria mea poziție, nu sunt... am criticat cât am putut și eu și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. În același timp, cred că sunt și un critic al lui Putin mult mai aspru. Da? După părerea mea, faptul că ești un critic al Uniunii Europene nu înseamnă că trebuie să fii putinist și nu înseamnă că ești putinist. Domnul Lali. Sunt lucruri foarte diferite. Eu am încercat să explic, de pildă legat de Putin, să le explic mai degrabă putiniștile, dacă pot să ne exprim așa, care identifică uneori pe Putin cu un eliberator al națiunilor, cu un lider care apără valorile tradiționale. Am ajuns și aici, chiar voiam să ajung aici. Nu mi-este foarte clar lupta ideologică între Occident și Rusia, adică pe vremuri aveam Occidentul imperialist, da, și liber, lumea liberă, versus lumea comunismului. Acum Occidentul vine cu globalismul, cu progresismul, dar Putin nu este un reprezentant al vreunui tip de conservatorism creștin, adică mie nu mi se pare că e așa. Depinde la cine te uiți, dar una este ideologia promovată de intelectuali, gen Putin, gen Dugin, care are un fel de teorie bazată, evident, pe surse occidentale și care promovează Rusia ca a treia Romă și așa mai departe. Deci are o teorie destul de coerentă, deși înfiorătoare, dacă o citești. Și alta este putinismul ca atare, care e alcătuit dintr-un conglomerat de idei, unele dintre ele neavând nicio legătură între ele, cum ar fi ortodoxismul, liberalismul crunt din Rusia, pentru că există așa ceva. Rusia este, din punct de vedere economic, mai degrabă o țară periferică, însă este în același timp o țară foarte mare, o putere autonomă din punct de vedere politic. Se combină gazele cu armele nucleare, da? Deci se combină ortodoxia cu nostalgia imperială. Deci sunt foarte multe elemente eteroclite care au alcătuiesc ceea ce am putea numi ideologia putinistă. În orice caz, putinismul nu este, după părerea mea,
să spun, asemănător cu iliberalismul, deși nu-mi place acest cuvânt, îl numesc așa între ghilimele lui Victor Orban. Adică puținiștii de regulă confundă planurile. Victor Orban este președintele unei țări relativ mici, care e membru a Uniunii Europene și care critică Uniunea Europeană din perspectiva de membru. Deocamdată e membru al Uniunii Europene. E o țară mică care încearcă să își definească o zonă de autonomie. Ori Rusia e cu totul altceva. Rusia este din capul locului o țară autonomă și niciun caz nu promovează libertatea națiunilor. Ce libertatea națiunilor promovează Rusia în Ucraina în momentul de față? Acest personaj pe care l-ai amintit, Alexander Dugin, care și seamănă puțin cu Rasputin, dacă stai să te uiți la el, a făcut o declarație zilele astea, zice așa: acesta nu este un război cu Ucraina, este o confruntare cu globalismul ca fenomen planetar integral, este o confruntare pe toate planurile, geopolitic și ideologic. Rusia respinge totul în globalism, unipolaritatea, atlantismul pe de-o parte și liberalismul, antitradiția și tehnocrația, marea resetare într-un cuvânt, pe de altă parte. Ce înseamnă ruperea cu Occidentul pentru Rusia? Este vorba de o mântuire, zice el, Occidentul modern în care triumfă Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates și Zuckerberg, este cel mai dezgustător lucru din istoria lumii. Nu mai este nici Occidentul culturii mediteraneene, greco-romane, nici Evul Mediu creștin, nici secolul 20 violent și contraditoriu. Este un cimitir al deșeurilor toxice ale civilizației, este anticivilizație, zice el despre Occident. Da, nu-i un discurs cam toxic? Este, evident, asta spuneam și eu, că e ceva înfiorător, dar este ceva mult mai coerent din punct de vedere ideologic. Deci Dugin are o anumită coerență internă a ceea ce spune. Asta vreau să spun, că nu e același lucru cu putinismul. Evident, ceea ce spune Dugin cu ceea ce face Putin se intersectează într-un anumit, în anumite puncte. Da? Dar nu este, după părerea mea, nu chiar același lucru. Există un conservatorism de fundal, și chiar mai mult de atât, e un antimodernism, dar Dugin interpretează acțiunea lui Putin în Ungaria, Ucraina, în cheia lui filozofică. El zice că abia acum Euroasia își ridică capul. Ce va fi însemnând asta exact? Da, este că este ceva, iarăși la genul ăsta de teorie sunt ajung foarte repede la contradic, pentru că ce face multipolarismul rusesc? Practic este un anti-americanism. Se opune dominației mondiale a SUA. Însă cum se opune? Promovăm multipolarism. Dar cum să promoveze multipolarismul câtă vreme Rusia, ca mare putere, nu încearcă altceva decât să se instite, dacă se poate, ca o putere dominantă. De fapt, să ia locul SUA. Ideal ar fi ca Rusia să ia locul SUA din perspectiva lui Dumnezeu. Mare multipolarism este mai degrabă o iluzie. Adică nu e o iluzie, este o fățărnicie ideologică. Nu există multipolarism promovat de o putere imperială. Multipolarismul, de fapt, este același lucru cu unipolarism. Există egalitate între state, da? Și atunci nu este niciun multipolarism, este pur și simplu o egalitate între state. Ori există o luptă între cei mari, care încearcă o luptă pentru întâietate. Faptul că la un moment dat pot fi doi mari, trei mari sau patru mari, nu înseamnă niciun multipolarism. Înseamnă pur și simplu că ei luptă între ei pentru întâietate. Luptă pentru a fi cei primii. Întotdeauna contează cine e cel mai tare. Pe de altă parte, la mult așteptatele negocieri între Zelensky și delegația rusă care au avut loc ieri, 7 martie, încă așteptam un răspuns din partea lui Zelensky. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Adică Putin în momentul de față a anunțat foarte limpede
că vrea cele două provincii recunoscute plus Crimea. Oare de ce se întârzie răspunsul ăsta de la Zelensky? Pentru că probabil nu deocamdată aceste declarații publice sunt înșelătoare. Oficialii gen Putin declară ceva, noi am cerut la negocieri Crimea și cele două republici. În realitate ei au cerut mult mai mult. Adică negocierile sunt mult mai complicate decât spun ei public. Și atunci cealaltă parte la fel. Are câteva revendicări, dar nu le spune pe toate. Și atunci noi vedem doar eșecul unor negocieri, dar nu știm de fapt ce stă în spatele lor sau ce anume s-a discutat concret la aceste negocieri. De asta nu știu dacă e atât de important ce zice, ce va veni să zică Zelensky. Important este dacă va veni să zică că s-a înțeles cu Putin sau nu s-a înțeles. Restul detaliilor nu cred că sunt de relevante, cel puțin în momentul de față. Te ascult. Vreau să intervin. Deci, am citit acum o știre despre faptul că Zelensky se repliază în aceste negocieri. El inițial a spus un nu acestor cerințe, dar se pare că a dat un interviu pentru ABC. Bun, e o sursă publică care spune asta, o sursă, nu-l voi cita, dar e pe acea listă de care vorbeam la început, dar este preluat de alte surse, să zicem așa, independente. Nu știu dacă sursele au verificat, cei care îl preiau pe domnul respectiv au verificat exact ce spune el, dar se pare că a dat un interviu astăzi președintele Ucrainei în care spune că Ucraina renunță la aderarea la NATO și cele trei chestiuni sunt negociabile. Nici eu nu am verificat exact. E, ca să zic așa, live am primit informația. Eu cred că aici am o observație pentru tine, Silviu. Nu, n-am dat de mama. Nu, am dat de măsa pandemiei. Eu știu că e 8 martie și acum te simți obligat. Așa, în păi cadrul... loc să stăm cu femeile noastre, uite, ne-am strâns aici să vorbim despre... voia să vorbești de mamă, de așa. Dar să știi că acum noi am dat de taxul, pentru că spunea un prieten de-al nostru, de-al meu și de-al lui Arthur, războiul e tatăl tuturor lucrurilor. Și din păcate cam așa stau lucrurile, am dat chiar de tasul, am scăpat de pandemie și am dat de război. Ca să zic așa, cineva ar putea să răsufle ușurat, nu? Cum răsufla Churchill, nu? Când a început războiul, simțea că întinerește. Dacă ai fi conservator și așa, cu o viziune mai tradițională, mai sceptică cu privire la umanitate, ai spune, în sfârșit am revenit la starea noastră naturală. Adică pandemii, nenorociri, războaie, lucruri serioase, nu tot felul de chestii de-astea complicate, cum ar fi încălzirea globală, pe care nu le înțelege nimeni, sunt chestii extrem de difuze. Am ieșit din metavers. Da, am ieșit din metavers, am dat de realitatea noastră neaușă, serioasă, în care noi cu frații noștri de interacțiuni istorice complexe, ne aflăm din nou în aceeași paradigmă veche și eternă. Ei vor mai la vest, noi vrem mai la vest, dar în alt mod decât vor ei ca noi să ne ducem mai la vest, adică cu granițele. Noi vrem să ne ducem civilizațional mai la vest. Dar nici noi nu vrem cu totul la vest, că asta este problema tuturor țărilor ăstora de aici, din Europa, hai să zicem, de est, centrală. De că noi, nici noi nu suntem chiar vestul. Sigur că sunt niște valori universale întruchipate în civilizația vestică, dar sunt și niște valori în civilizația estică. Iar noi suntem într-o zonă de interferență și această zonă de interferență creează o anumită viziune despre lume.
Și de asta e complicat cu listele de care spuneai, știi? Adică se ajunge în niște situații de astea aberante, în care din exces de zel unii interzic scriitorii, marea artă. Dostoevski, da, cultura, zilele astea. Adică, hai să ne înțelegem, nu are nimeni nimic cu rușii. Da? Ei sunt un popor care, ca oricare alt popor, da? Au tot felul de situații. Explica cineva, cumva, ca și Dumnezeu, nu ți ajunge un singur cap și un creier funcționabil corect ca să înțelegi tot ce înseamnă Rusia. E nevoie de mai multe cape. Tiutchev zice că e nevoie de mai mult de minte ca să înțelegi Rusia, în sfârșit. Dar e o situație, într-adevăr, absolut tragică, nu? În care, iată, retrăim o realitate cumplită, cruntă. Nu știu dacă vă imaginează războiul, e ceva terifiant. Da? Faptul că vedem oameni care în 3 minute iau lucrușoarele și pleacă din casa în care pentru care s-au zbătut, au plătit credite și așa mai departe, că știm cum e, că complic, la noi nu da. E că îți faci o casă așa simplu, da? Ăștia sunt ca noi, nu? Cum ar fi să plecăm noi în 30 de secunde cu ce prindem și cu copilul în brațe, știi? E foarte trist și s-a ajuns aici într-o situație în care combatanții sunt veri, sunt frați, adică nu știu dacă înțelegeți, deci rușii mari cu rușii mici, adică istoric, oamenii ăștia sunt împreună. E o dimensiune a unei tragedii umane pe care trebuie să o vedem în primul rând, zic eu. Ca să înțelegem, ca să înțelegem ce avem noi de făcut. Pentru că noi avem de făcut niște lucruri pe niște paliere mai complexe. Și aici vreau să spun, apropo de ce spuneai tu cu CNA, cum ar trebui să discutăm niște lucruri acum. Păi, în primul rând, bună dimineața! Noi suntem în acest război cu vecinul nostru mare și puternic din 1989. Adică lumea nu înțelege ceea ce este descris ca fiind manevre ascunse. Păi nu, te iei cu viața de zi cu zi. În acest război care este ocultat sau a fost până acum ocultat de reținere din partea combatanților, dar el se vede, adică dacă te uiți atent la anumite mișcări, la anumite poziții de-a lungul acestor 30 de ani, deci nu vorbesc de ieri alaltăieri, nu? De câte ori România încerca să facă o anumită mișcare, exact niște forțe care o împiedicau. Sigur, noi am avut un noroc istoric, hai să spunem așa, a fost o oportunitate de a ne putea mișca într-o anumită direcție, dar nu ne-am mișcat cu suficientă agilitate. Putin spunea că atunci când a căzut Uniunea Sovietică și anii care au urmat, i-au prins foarte slabi și atunci Statele Unite s-a extins, ceea ce ei nu vor să permită. Și, mă rog, asta e o altă discuție. Asta e o altă discuție care are mai multe paliere. În primul rând că e un palier al principiilor, na? Principiilor generale, în care dacă e să acceptăm că fiecare om are, nu, dreptul de a alege cu cine se întovărășește, la un nivel profund uman, fără să ne uităm la complicațiile istorice, așa filozofic. Filozofic, sunt un om liber și mă asociez cu cine doresc să fiu asociat. Da, dacă ne uităm un pic, nu, țările din Estul Europei și-au dorit să fie în partea cealaltă. Da, populațiile respective și-au dorit. Pun că își reprezentau într-un fel lucrul ăsta, că nu era chiar așa, că sunt tot felul de, nu, cum spun englezii, fine script, da, la contractul ăla mai sunt și niște clauze de care nu te-ai gândit și nu sunt chiar așa cum ți-ai imaginat tu. Asta e o poveste, dar lumea a vrut să se mute în direcția aia. Sigur că, nu, fratele nostru și prietenul nostru, poporul, soră și frate și așa mai departe, nu s-a simțit confortabil cu chestiunea asta. Da? I-au pierdut. Dar atenție, Putin e într-o paradigmă foarte interesantă. El e diferit de Dugin și viziunile lor sunt diferite. De altfel, Dugin era cât paci să sfârșească în pușcărie. A fost dat afară de la Academia de Științe Sociale. De ce? Pentru că în 2014, când Putin a zis ok, rămâne așa, el a spus nu, ar trebui să invadezi, să-i razi cu totul. Da? Și Putin a zis, tovarăși intelectuali,
poate nu ne înțelegem cine decide în această încăpere. Și tovarășul intelectual Dugin a făcut un pas înapoi ca alți tovarăși intelectuali de-a lungul istoriei generoase a Rusiei. Deci ei sunt doi oameni cu niște viziuni diferite. Putin e mult mai realist decât este Dugin, dar împărtășesc niște premise fundamentale comune. Una este că a fost un dezastru destrămarea Uniunii Sovietice. Atenție, nu distrugerea comunismului. Deci nu picarea comunismului. Destrămarea Uniunii Sovietice. Putin nici nu e comunist, nu poți să-l bănuiești de așa ceva. Da? De ce? Pentru că el se relaționează la o idee a unei Rusii imperiale, unei Rusii ca forță geopolitică, și de una zi citeam... Șase fusurări acolo. De exemplu, el are o părere foarte proastă despre Lenin. Consideră un agent de influență german, da? Care a contribuit... Da, e o discuție foarte interesantă legată de Lenin, pe care, într-adevăr, Putin îl contestă. Cel puțin l-a contestat în discursul lung în care a lansat ideea invaziei Rusiei în Ucraina. Lenin, după cum știm, a modificat teoria marxistă pentru a justifica revoluția în Rusia, revoluția comunistă. Ideea lui era că comunismul poate apărea în Rusia pentru că Rusia are un sistem economic subdezvoltat în raport cu Occident. Prin urmare, inegalitatea socială este foarte, foarte mare și deci lupta de clasă ar trebui să fie cu atât mai prezentă în Rusia. Această idee, după părerea mea, nu a dispărut, în ciuda faptului că Putin este aparent împotriva lui Lenin. El nu contrazice pe Lenin la nivelul ăsta filozofic, dacă vreți. El rămâne tot în aceeași paradigma unei Rusii periferice, a unei Rusii care vrea să-și ia revanșa în fața Occidentului. Asta nu știu ce părere are Laurențiu despre... Asta e o discuție foarte profundă, pentru că analiștii, să zicem așa, cei care s-au preocupat de Rusia, spun că Rusia... cel puțin în ultimii 300 de ani, este prinsă într-o, să zicem așa, tensiune care are doi vectori. Pe de o parte, ei își doresc niște lucruri care se întâmplă în Occident, deci ei își doresc un tip de modernizare, un tip de progres. Pe de altă parte, refuză ceea ce ei numesc înregimentarea într-un regim de tip occidental. Deci ei vor să-și păstreze că identitatea pe de-o parte, pe de altă parte tânjesc la altă identitate. Și asta se poate vedea de-a lungul ultimilor 300 de ani în Rusia. Deci ei sunt în această tensiune cumplită. Ei își doresc niște lucruri și le urăsc în același timp. Asta este o chestiune complicată pentru ei. Se spune că deci în Rusia există o discuție permanentă dostoievskiană. Exact. Dacă Rusia este o țară occidentală sau este o altă civilizație. Este o discuție permanentă între ruși legată de acest sistem. Care are legătură, evident, cu ce zice Laurențiu. E o problemă mare, pentru că ei tind să-și... o să dau un citat. Unul dintre cei mai buni analiști ai CIA din timpul Războiului Rece, care la un moment dat deplânge de căderea expertizei pe zona estică în zona elitelor serviciilor americane. Spune, domne, ne bazăm prea mult pe SIG Intel, adică chestii de astea electronice, sateliți, și nu mai înțelegem lucrurile care se întâmplă în viața de zi cu zi. Și zice, domnule, rușii nu trebuie, ca să înțelegi ce vor rușii, nu trebuie să, nu știu, le pui chipuri în ceai. Și trebuie să citești marea lor literatură. Deci rușii sunt transparenți într-un mod paradoxal. Ei nu ascund viziunile lor despre cum stau. Până și
Putin scrie în vara trecută publică un articol în care explică ce vrea el cu Ucraina. Este incredibil, nu? Deci nu e un secret în sensul ăsta că, dom'le, nu știm ce vor ei și cum văd ei lumea. Nu știm cum văd ei lumea, problema este alta. Problema e că ei văd lumea într-un mod care îi face cumva incompatibili cu felul în care restul lumii vede lumea. Și din punctul ăsta de vedere, ei sunt într-o anumită companie, pentru că natural, da? Natural ei sunt în compania, de exemplu, a Chinei. Oricât de mult am spune noi și se tot încearcă acreditarea acestei idei, domne, de fapt, adevăratul nostru inamic e China și Rusia, noi ar trebui să colaborăm cu rușii împotriva Chinei și uite ce greșeală facem. Natural, în schimb, a fundamental... Stai mai microfonul un pic. Ideea asta că există niște civilizații care sunt valoroase în sine, da? Deci au ceva valoros de spus lumii, crescut în mod natural, organic. Da? O împărtășesc atât chinezii cât și rușii. Din punctul ăsta de vedere, ideea noastră europocentristă sau atlantistă, da? Cum că valorile noastre sunt valorile universale adevărate. Da? Sistemul democratic, alternanța la putere. Valorile, da, noastre pe care noi le-am concretizat politic în un anumit tip de organizare socială și politică. Intră în conflict cu această idee. Da? Și ideea e foarte profundă. Adică nu e, noi ce vedem acum e o manifestare disperată a unui conflict de mentalitate care, din păcate, a ajuns în forma asta violentă, pentru că, și aici cred că este vina lui Putin, pentru că nu au mai avut resurse de imaginație, practic, ca să poată evita acest gen de confruntare. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o pierdere enormă și Rusia a pierdut deja din primul moment. Sigur că, evident, în teren ea va câștiga niște spații, niște teritorii, probabil că va obține, își va atinge scopurile, nu? De a bloca accesul la... Dar pe un alt palier e o înfrângere. Adică în momentul în care tu nu mai poți proiecta acea numită soft power, nu? Deci atracția profundă față de valorile tale civilizaționale. În momentul acela tu ai pierdut războiul cu ceilalți care pot face chestiunea asta. Și chiar dacă tu în teren câștigi, pentru că e o discrepanță de putere gigantică, toată lumea vorbește despre asta și este evident. Chiar dacă armata ucrainiană reușește să aibă excelente, un comportament excelent din punctul ăsta de vedere, nu dărâmă avioane, reușește să reziste, până și ei sunt conștienți că nu se, adică cât o să reziste. Aștia au niște resurse gigantice. Dar pe de altă parte, nu asta e problema. Eu aș vrea să adaug în legătură cu asta un lucru. Noi avem o anumită dispoziție hermeneutică, ca să zic așa, noi fiind noi români și, în general, cei care se află în țările mai mici, mai slabe, încercăm să înțelegem interesele marelor puteri. Ce vor americanii, ce vor rușii. Noi mereu ne gândim la ei, justificând în parte sau mai mult ceea ce vor ei să facă sau ceea ce fac. Însă, dacă vrem să înțelegem care sunt propriile noastre interese, deci noi discutăm într-adevăr despre ideologia lui Putin sau despre ideologia americană, dar care este ideologia noastră? Pentru că acesta e un lucru foarte important în raport cu, de exemplu, ce se întâmplă acum în Ucraina. Care este interesul nostru, al românilor? Nu mă refer neapărat la România în ansamblu. Pentru că acesta este un aspect decisiv și foarte, foarte nu neapărat greu de formulat, dar care ar trebui formulat. Trebuie să știm care este interesul României. Păi până un alta ne-am trezit cu un premier general. Uite, acum se leagă lucrurile. Da, exact. Dar pentru
apropo de putiniști și de anti-putiniști sau de pro-occidentali, mai ales în situații de război. Bun, poți să înțelegi, poți să fii sensibil la genul de gândire, să zicem, putinistă. Da, poți să fii sensibil. Dar nu poți să nu, dacă ești cu adevărat conștient și lucid, nu poți să nu observi că putinismul s-a dus în Ucraina și că poate să vină peste tine, în România, oricât și ești putinist și poate să te omoare acest putinist la care să ții. Înțelegeți ce vreau să zic? Asta, Artur, se leagă de ce ai spus la început, că totuși cadrul ăsta de comunicare din război e foarte diferit de cadrul de comunicare. Da, noi putem, de pace, să zicem filozofică, așa. Putem discuta, putem înțelege, dar la modul cel mai concret, când punem lucrurile practic în zona lor concretă, atunci, de fapt, discutăm dacă ești sau nu putinist. Ești putinist în ce sens? Păi vine Putin peste tine, da? Dacă vine Putin. Există acest risc să vină Putin peste tine, a venit peste ucraineni, credeți că în Ucraina nu sunt putiniști? Sau nu erau până... Nu mai mult ca la noi. Da? Probabil rămâne să aflăm câți au mai rămas. Da, probabil că unii dintre ei au și murit de goantele rușilor. Pe asta ziceam, urmează să aflăm câți au mai rămas în viața dintre ei. Da, câți au mai rămas în viață. Da, deci... Și asta este o întrebare legată, după părerea mea, de interesele românilor și ale României, care, evident, România este situată într-o zonă, deocamdată într-o zonă de influență occidentală. Interesul României este să susțină valorile occidentale, NATO, Uniunea Europeană și așa mai departe. Păi, iată, foarte clar lucrul ăsta. De aici apare această obligație aproape de a susține valorile occidentale. Și atunci apar aceste liste cu putiniști. Încă o chestie care a apărut și pe care vreau să vorbesc cu amândoi, a apărut ieri. Ieri a fost 7 martie și anume acest proiect de lege pentru situații de criză în care bărbații între 18 și 63 de ani vor fi în rezerva generală în caz de război. E o chestie care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Deja la noi pe aici între prieteni au apărut glumele care se vede la comunicații, care la popotă, știi? Da, stăm cu degetul pe alfabetul pe morse. Eu cred că mai folosesc acum morse, că au comunitate, au sisteme digitale. Nu se mai folosește morse cu sal de frecvență. M-ar fi să ajungi și la morse. Nu știe niciodată. Morsele e destul de simplu de... Morsele e bun dacă vrei să transmiți poezii în pușcărie. Asta, într-adevăr, știm, am avut și experiența asta națională. Într-adevăr, pentru poeții e esențial să știi morse prin, da, să transmiți așa frumos, bătând cu cănuța în perete. Dar revenind la ce a spus Artur, sigur că da. Asta este, de fapt, dincolo de discuția teoretică, discuția momentului. Evident că România este în câmpul vestic, împărtășește aceste valori. Evident că pentru noi situația este mult mai dramatică decât pentru aliații noștri aflați mai la vest de noi. Deci noi suntem în prima linie. Suntem expuși, da. Noi avem o rană mare, care este Republica Moldova, care nu are nicio garanție în afară de cuvântul ei de neutralitate, și dacă ne uităm la ce spune... Cred că e foarte complicat pentru Maia Sandu zilele astea. Exact, da, dar e foarte complicat. Deci ea trebuie săraca să treacă prin niște momente, dar noi trebuie să fim foarte pregătiți. Adică trebuie să fim foarte conștienți, unu, că asta este o situație care există de multă vreme, pentru care noi am făcut... Noi ne-am pregătit într-un anumit fel, da? Ne-am poziționat undeva, o poziție cu care aproape toată lumea a fost de acord și e poziția noastră naturală și firească, acolo unde suntem, în NATO și în Uniunea Europeană, dar trebuie să mai fim conștienți de un lucru, și anume că suntem deja în război.
Și atunci, felul în care noi comunicăm, are foarte mare dreptate, Artur, trebuie să urmeze aceste cadre. Și vă dau doar un singur exemplu. Unele lucruri pe care noi le facem ar trebui să fie, cum zice, Doamne, Doamne, să nu știe stânga ce face dreapta. Suprapunerea asta dintre modul actual cu de a face totul așa public și a face un caz de toate lucrurile astea, misteria, da, nu este productiv și nu ne ajută în situația de față. Situația de față, noi trebuie să ne pregătim foarte serios, pentru că riscul este foarte mare și chiar dacă nu se va întâmpla, nu se va întâmpla pentru că dacă nu se va întâmpla, nu se va întâmpla pentru că unii oameni calculează și în funcție de cum ne pregătim noi. Da, aș vrea să zic și eu referitor la acest subiect, pentru că are legătură cu comunicarea, aș vrea să zic și eu ceva. În propaganda de război, unul dintre obiectivele principale este susținerea moralului populației. Sensibilizarea populației în cazul în care războiul se duce într-o țară vecină și cu care este un potențial aliat. Dacă vă uitați pe rețele sociale online, observați un anumit entuziasm. Nu neapărat isterie, zic eu, dar e un entuziasm al luptei împotriva Rusiei, care este sabotat periodic de intervenția autorităților, care intervenție este numai dură. De exemplu, această inițiativă de legislativă privind situația de criză. Cred că i-a mai pus cu botul pe labe pe unii războinici. Da, deci este ceva care se poate, cum să zic, speria, dar te aduce puțin cu picioarele pe pământ. E cu totul altceva decât propaganda sau deci cât ce apare peste entuziasmul care apare peste. Întotdeauna apare această ruptură între acțiunea autorității, care este realistă, pragmatică, și propaganda, care este, trebuie să susțină moralul populației. În orice caz, acest entuziasm apare ca efect al propagandei. Asta vreau să spun în primul rând. Mai am o întrebare pentru tine, Artur. Și sunt curios ce discuții sunt între tine și studenții tăi în momentul în care ai o astfel de situație și ai o singură parte a informației, cealaltă parte a informației, care corectă sau necorectă, să spunem, în cazul de față, toată presa rusească, da, la care noi nu mai avem acces, da? Deci ai aceste două părți, la una ai acces, la una nu ai acces. Cum reușești totuși să faci o distinție clară între să ai totuși informația reală, pentru că eu cred că avea o informație reală sau realistă, mai bine spus, ne-ar ajuta foarte mult în tot soiul de situații, dar cred că probabil în teoria comunicării sunt niște skill-uri anume de care trebuie să ții cont ca să faci diferența între informația reală și intoxicare, de orice parte ar fi. Eu lucrez, am un seminar de comunicare mediatică audiovizuală cu 2 ani, practic două grupe diferite de studenți, și facem împreună analize plecând de la comunicarea de război actuală. Am noroc că am studenți destul de mulți din Republica Moldova care cunosc bine limba rusă și care ne uităm împreună, dar ei se uită și traduc pe Telegram, pe publicații rusești și putem compara ceea ce spune presa rusească, de pildă, cu ceea ce spune presa occidentală. Câteva lucruri simple pe care le-am observat deja este că Rusia prezintă o comunicare rece, distantă, lipsită de foarte multe fotografii din zona de război, este lesne de înțeles de ce. Au, bineînțeles, o interpretare proprie a acestui război, nu-l numesc război. Nici măcar invazia, da. Presa occidentală publică în rafală fotografii, imagini, video
de pe front și nu atât de pe front, pentru că imagini de pe front sunt destul de rare, abia în ultimele zile au început să apară, cât imagini din orașe, imagini cu care au un efect psihologic puternic, imagini cu copii, de exemplu, care plâng, care sunt înspământați, imagini cu bătrâni. Erau și niște documentare, știu, pe, cred că pe Sputnik, înainte, în care arătau în Donbas, de pildă, niște copii de 5 ani care se jucau cu niște cartușe de gloanțe și zice, uite, asta este justificarea pentru care noi trebuie să mergem acolo și să... Da, bineînțeles că au folosit și rușii de imagini, dar în general, mă refer la aspectul general, rușii nu folosesc multe imagini. Mai am o întrebare. În ziarele lor, în publicațiile lor, nu folosesc multe imagini. E o comunicare distantă, ca și cum războiul s-ar desfășura undeva departe, Rusia se află în control, este ceva bine ținut în frâu de autoritatea de la Kremlin. Mai am o întrebare pentru tine. Dacă... hai să zicem, în presa noastră, da? Am avut un caz în care o televiziune a dat ca reale niște imagini de război care s-au dovedit a fi, și le-au și comentat ca fiind în timp real, și s-au dovedit a fi de fapt un joc pe computer. Nu știu ce Dumnezeu a făcut CNA la treaba asta. Cât de periculos este de fapt acest tip de... Nici dacă pot să-i spun propagandă, jur că nu știu ce e asta. Eu sunt mai puțin sensibil la astfel de manipulări care există. Eu ceea ce vreau să spun e că manipularea există din start. O fotografie poate să fie reală și să manipuleze în același timp. Sau o imagine video poate să filmeze un bloc care arde sau un loc de joacă pentru copii care se află lângă blocul care arde și copiii se joacă când au un scârcium. Nu ți-a spus că am văzut zilele astea o știre în care se spunea că pe Zelinski a treia oară erau au vrut să-l omoare, au încercat de trei ori și au scăpat nu știu ce obuz pe casă sau lângă casă și el a apărut și le-a zis, ha-ha, nu m-ați nimerit de fapt. Deci mi s-a părut o treabă atât de puierilă în toată situația asta. Dar asta vreau să spun că deci propaganda de război nu prea are nimic de a face cu adevărul, cu verificarea faptelor. Ea trebuie înțeleasă așa cum e. Adică nu ne interesează că există un deepfake, că s-a făcut un fals total, da, pe calculator. Și ne interesează de ce a apărut acel deepfake. Care e sensul? Ce vrea să comunice cel care comunică printr-un astfel de material? Pentru că arest e foarte greu de verificat. Cine stă acolo să verifice? Noi nu aflăm decât informații indirecte. Noi nu stăm acolo în război ca să vedem cum stau lucrurile. Apoi războiul în sine este o derealizare. Da? Să verifici ce când războiul este cel care chiar distruge realitatea. El distruge realitatea. Adică distruge ceea ce poate fi în fond verificat. După părerea mea, ceea ce trebuie să înțelegi este modul de comunicare. Adică ce vrea să spună propaganda rusească? Indiferent dacă sunt minciuni sau adevărul, trebuie să înțelegi unde vor ei să ajungă, ce vor ei să susțină. Da? Asta e mult mai important decât verificarea. Da, o imagine mai corectă a întregului context, da, înțeles. Exact. Imaginează-ți că lucrurile au mers până într-acolo încât am avut o discuție cu maica mea acum vreo două zile, femeie la 70 de ani și mai cu frica lui Dumnezeu și mai superstițioasă de felul ei, care mi-a spus că a văzut la televizor, da, că Putin de fapt a murit acum vreo 2 ani de zile și că ăsta e de fapt altul înlocuit, deci lucrurile au ajuns până în zona asta de un tip de misticism. Da, evident. Deci tocmai pentru că lucrurile se întâmplă la distanță. E greu de verificat și atunci, să spun eu, contează foarte mult conotația, nu denotația. Adică contează foarte mult sensul pe care îl dăm imaginilor pe care le vedem și nu raportul acestor imagini cu o stare de lucru care există în război, în perioada
în perioada aceasta. Mai am o ultimă întrebare pentru tine. Știu că, da, de fapt pentru amândoi, dar știu că tu trebuie să te retragi, da, căci mai ai niște treburi la ora asta. Nu ți se pare bizar că treaba asta cu pandemia s-a terminat brusc? Cristoiu zicea azi dimineață că după dictatura sanitară ni se pregătește dictatura militară. Da, eu mă feresc în general de astfel de interpretări tari, că sunt prea jurnalistice, după părerea mea, dar care este interpretarea mea, pot să spun. Te rog. Și anume, Clausewitz, cred, a spus, Laurențiu poate să mă corecteze, că războiul e continuarea politică, da, cu alte mijloace. În cazul de față, războiul este continuarea pandemiei cu alte mijloace. Deci pandemia nu a, după părerea mea, nu s-a terminat. Mă rog, ea s-a terminat prin abandonare. Prin abandonare. Noi am abandonat. Prin abandonarea, nu prin abandonarea pandemiei, neapărat, prin abandonarea temei, pentru că a fost schimbată paradigma discursivă total. Atunci pandemia a fost practic abandonată. Dar ceea ce trăim noi din ultimii doi ani, practic continuăm să trăim într-o formă și mai agravantă. Nu? Ești practic pesimist sau optimist noi, în ceea ce privește hai să zicem, cum ne prinde acest sfârșit de an? Eu aș vrea să mă prindă. Și fix ultima întrebare, cum este atmosfera la Suceava? Că sunteți mai aproape acolo. Mă întreabă mult mai mulți prieteni. Există această senzație că Suceava fiind mai la nord, aproape de granița cu Ucraina, s-a întâmplat ceva special. Nu se întâmplă nimic special la Suceava. Există în centru, aici, prin oraș, prin București, prin centru, am auzit vorbindu-se, cred, ucrainiană, că nu iar... Da, și aici există ucrainieni pe care am văzut și eu pe stradă și asta m-a făcut să mă gândesc la cât de liniște e în Suceava și cât de frumos e și ce bine ar fi să fie în continuare la fel. Dar oamenii se implică în Suceava, adică sunt foarte implicați în a ajuta ucrainienii, mai ales că este apropiere, este aproape de graniță. Dar eu am foarte mulți studenți care merg în fiecare zi la graniță, la Siret, pentru a ajuta în diverse feluri, cu traducere, cu alte lucruri care sunt necesare acolo. Stau chiar ore în șir, în frig, 6-8 ore pentru a-i ajuta pe cei care vin din Ucraina. Mulțumim mult, Artur! Și eu vă mulțumesc și vă urez discuție frumoasă în continuare. Visez frumos că apucăm să ne îmbătăm o dată. Da. Ca băieții. De apără. La revedere. La revedere, pa, pa. La revedere. Așa, revenim. Măi, am avut zilele astea și odată, dacă mă întreb, discursul României la orice nivel a fost, cred, mult mai belicos decât trebuia să fie, adică cred că puteam să jucăm cartea asta mai diplomatic și cred că puteam să, cum să-ți explic, să fim mai, să mergem doar pentru ajutorarea refugiaților și să rămânem în zona asta de diplomație. Nu s-a reușit. Acum, uită-te cum joacă țările din jur. Silviu, dacă vezi ce a zis Artur, da? Care e un om de comunicare, bun, deși noi am terminat filozofia și eu și el, da? Dar el s-a specializat și în comunicare, și, nu? El a creionat așa o diferență de abordare. Deci există, nu, o propagandă care e cumva necesară pentru a capacita niște emoții și a genera o reacție din partea populației, care se bazează pe niște instrumente, nu, care fac clasice, apel la emoții, la, nu, valori, la, nu, care mobilizează, însuflețesc, nu, steagul, chestiile astea, care e absolut necesară
în logica războiului, nu? Trebuie să-i capacitezi pe ai tăi să fie dispuși, să, așa. Și un alt tip de comunicare care intră într-o altă logică, nu? Comunicarea guvernului care trebuie să fie atent, trebuie să, nu? Patru elicoptere aterizează astăzi. Da? Nu sunt elicoptere militare, nu sunt înarmate, a venit un avion, l-am trimis înapoi fără bombe, am făcut poze, toată lumea era acolo, omul s-a rătăcit, au picat un elicopter și un avion, nu s-a întâmplat nimic, era gheață, era noapte, da? Deci un alt mamă, tip, ce seară a fost aia, da. Deci un alt tip de discurs. Nu? Primul lucru pe care l-a comunicat guvernul României în cadrul accidentului a fost, n-are nicio legătură cu nimic. Păi da, cred că nici n-avea ce să spun, altfel că, și chiar dacă, hai să presupunem, da? Asta dovedește că există niște minți lucide care înțeleg că e o diferență între a capacita niște energii și a ține sub control niște reacții, da? Acum, asta e o mare discuție acum. În bulele în care suntem noi și în societate. Adică ce ar trebui să facem? Ar trebui, și nu e numai la noi, și la polonezi, ungurii văd că au tranșat-o. Așa, după stilul lor caracteristic, dar hai să nu-i judecăm prea rău pe ei, că 56... Ah, nu, exclus. În 1956 ei au experimentat în plin ce experimentează acum ucrainienii și probabil că au amintiri destul de Eu cred că diplomatic încearcă să o țină cât se poate de mult la acordul fin, ceea ce mi se pare justificat ce face Orban. Și vedem ce se întâmplă acum și cu Polonia, nu? Există presiuni din partea congresmenilor americani ca un anumit deal cu avioane să se întâmple, Polonia zice. Vedem. Să ne mai gândim, e o situație, nimeni nu vrea să toarne gaz peste foc. Noi, românii, cred că avem niște datorii, în primul rând. Deci, în primul rând, avem datoria umanitară, care mie mi se pare esențială. Deci, noi avem acum datoria noastră umanitară de vecini, de creștini, de oameni, să-i primim pe toți oamenii ăștia care fug de acolo și să avem grijă de ei. Deci, asta este chestiunea numărul unu, pe care, cred că toată lumea este de acord. Pe asta aș fi mers exclusiv și cam atât. Atenție, nu avem numai datoria asta. Mai avem niște datorii. Prima datorie este to stand up against bullying, cum se spune. Băi, nu e ok. Deci, cu toată dragostea și înțelegerea, nu se face așa ceva. Nu invadezi cu tancuri o națiune independentă și suverană. Nu faci asta. Punct. Total de acord. Deci nu avem ce să discutăm. Și în general, cine susține războiul, cred că... Nu putem să justificăm așa ceva, nu există, bun, că avem proiecții, că nu știu ce. Doamne, suntem națiuni civilizate, nu așa se fac lucrurile. Ok, poți să faci presiuni, poți să faci chestii economice, nu știu, poți să faci subversiuni. În momentul când ai intrat cu tancurile, cu aviația și tragi cu artileria în... sate, orașe, inevitabil vei niveli civil. Adică ce să discutăm? Cea mai avansată armată din lume, nu? Armata americană. Da? Și era plin de pagube colaterale. Da? Costa o rachetă de aia americană de 10 ori decât una rusească, era de 1000 de ori mai precisă și așa se întâmplă la război. Adică nu s-a inventat glonțul ca în desene animate când tragi cu mitraliere și pică numai nemții. Era la un moment dat, nu desene animate, era un film, Top Gun, dacă ții minte când se băteau rezistența cu nemții, trag cu mitraliere și pică numai nemții. Am văzut niște desene animate din perioada interbelică de propagandă și era Papai Marinaru care bătea o flotă întreagă de japonezi. Adică, da, sau indienii care se transformau un naziști și Daffy Duck și cu Bugs Bunny, așa. În sfârșit, bun, propagandă, cum se face în război. Deci, pe de-o parte, trebuie să fim foarte tranșanți. Nu acceptăm așa ceva. Nu, ce se întâmplă acum nu are nicio legitimitate. Da? Asta nu are nicio discuție. Și acum urmează chestiunea numărul 3. Până unde merge acest ajutor? Adică, cum îi ajutăm pe ucrainieni?
Și aici discuția începe să fie o discuție în care tensiunea dintre pragmatic și idealist și ideal intră în conflict. Pentru că, într-adevăr, și România are niște interese și trebuie să fim conștienți de un lucru. Noi am făcut niște opțiuni. Noi am plătit un preț pentru faptul că la noi nu se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina. Putea să se întâmple chestia asta. Absolut, da. Politicienii români au făcut o serie de, au luat o serie de decizii. Și aici când mă refer la politicienii români, mă refer de la Ion Iliescu până la Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Deci s-au luat și niște Adrian decizii. Năstase. Și inclusiv Adrian Năstase, da, bun. Deci s-au luat niște decizii. Există un oarecare consens. Hai să nu stricăm. Deciziile noastre au fost teritorii pentru libertate. Și au fost pragmatice. Am semnat tractatul cu Ucraina și am zis, domne, nu mai comentăm. Tot ce vrem este să nu... Adică să fim liberi, să putem să alegem și altceva. Pentru că oferta a existat în 1989. Și dacă ne uităm atent la cum s-au desfășurat lucrurile în 1989, ce s-a întâmplat în Republica Moldova în 1989, înainte de întâmplările din România. Și viziunea lui Gorbaciov, care era alta decât... Viziunea lui Gorbaciov, războiul din Transnistria, domnul Snegur, adică au fost niște momente în care noi puteam să mergem acceptăm în alte... Da, da, da. Alte... Am ales vestul. Noi am ales ceva. Noi am plătit un preț. Prețul pe care noi l-am plătit, trebuie să fim realiști, corecți, au fost niște teritorii. Dar noi am renunțat la niște teritorii. Erau niște teritorii la care noi aveam tot dreptul. Nu? Și Putin a spus asta. Da? Deci noi am renunțat. Și de ce am renunțat? Lumea nu înțelege. Dom'le, i-am trădat. Dom'le, nu i-am trădat. Pentru că le-am dat după aceea cetățenie. Pentru că noi am gândit super pragmatic. E vorba de oameni versus pământ. E vorba de piatră versus suflete vii. Am preferat să putem să fim liberi, dar vii, da? Cu prețul unor bucăți de pământ în ultimă instanță. Da? Am zis, domnule, mai bine să fim liberi să trăim cum vrem noi, într-un spațiu mai... Asta a fost decizia mic. Atunci, da. Nu știu dacă decizia noastră, poate nu e o decizie extraordinar de eroică. Și aici sunt niște discuții... ample. De ce nu ne-am opus noi în 1939? Da, așa stau lucrurile acum. Că puteam să tragem un glonț acolo, măcar așa de prăsilă, în direcția respectivă. Bun, au fost chestiuni strategice. Tot chestiuni strategice au fost când noi am ales ce am ales. Bun. Asta nu înseamnă că i-am abandonat pe oamenii ăia de acolo. Facem tot ce ne stă în putință să-i salvăm. Acum, discuția este extrem de pragmatică și extrem de, cum să spun eu, care necesită un anumit gen de coordonare. Da? România are niște angajamente în cadrul alianțelor în care este parte. Da? Observăm că membrii alianței principale în care facem parte au viziuni divergente. Da? Polonia, de exemplu, care comunică un pic mai mult și are un tip de comunicare mai asertiv, spus, dom'le, anumite decizii nu se pot lua decât colectiv. Deci nu se poate să spunem, dom'le, Polonia trebuie să, brusc, sau România trebuie să. Nu, luăm toți decizia colectiv și spunem așa, NATO face chestia asta. Pe de altă parte, nu, de partea cealaltă, Rusia a individualizat două țări, iar pe una o tot repetă, adică pe a noastră. Dacă faceți chestia asta, se va întâmpla, vor fi consecințe. Da? Sigur, poate să fie retorică goală sau poate să nu fie retorică goală. Da? Decidenții noștri trebuie să calculeze aici și să-și asume niște riscuri în raport cu aceste poziționări. Pe de altă parte, situația din teren, din Ucraina, este dramatică. Adică nu... 2 milioane de oameni au plecat în 10 zile sau câte zile sunt de la începutul războiului? 13. 2 milioane de oameni. Și ăsta e doar începutul. Deci, nu știm câți vor mai pleca. Practic o să fie un dezastru de dimensiunile Siriei, dacă nu mai mare. Vorbim de o țară care are aproape 44 de milioane de oameni.
Cred că mai mult. Da, mă rog. 44-46. Și e mare, e mai mare. Da. E mare. Gigantic ăsta. Mm. Și atenție, războiul se poartă pe niște teatre de operațiuni gigantice. Adică lumea vede la televizor și aude trei orașe. Dacă te uiți pe hartă să vezi de unde au... Nu știm exact ce se întâmplă acolo, asta e limpede. Este ceva gigantesc. Nu? Când auzi zeci de mii de morți, nu? Sute de tancuri distruse, zeci de avioane, 30 de elicoptere. Nu? A venit o știre acum, nu știu dacă e adevărată, dar când auzi așa, păi nu știu dacă are România 30 de elicoptere, zic... X a distrus 30 de elicoptere a lui Y. Și te gândești imediat în România. Păi în România, cred că jumătate pică ele, jumătate... Știi cum? Da, și, da, da, era gluma să le dăm la și îți dai seama cât de vulnerabil ești tu. Deci din momentul ăsta cred eu că noi ar trebui să fim foarte pragmatici, dar fără să abandonăm niște poziții principiale. Iar poziția principială, fundamentală, este că acest război este inacceptabil. Indiferent de justificările propagandistice sau și așa mai departe, trebuie arătat că nu așa se fac lucrurile în relațiile internaționale. Adică dacă acceptăm chestia asta... Respectiv să acceptăm mai exact ce, pentru că discuția era că de aici, din România, ca și din Polonia, să treacă armament, da? În Ucraina. Nu? Asta era discuția. Asta este o discuție pe care, sincer să o spun, este o discuție care ar trebui să se poarte, nu în presă. Mm-hmm. Deci, hai să ne gândim un pic, logic, da? Care este interesul nostru? Interesul nostru este să obținem maximum de garanții de securitate și maximum de beneficii economice și să evităm soluțiile cele mai nasoale, da? Ok. Alea niște oameni care știu realitatea, pe care noi nu o știm. Realmente, noi nu știm realitatea. Adică aici, ce vedem noi la televizor și cum ni se prezintă realitatea, poate să fie complet diferit de ceea ce este în teren. Și de altfel, sunt unii analiști care spun, domne, mai încet, că chiar spunea un moment dat un istoric militar, domne, la fel erau și în 1814 când au invadat Parisul. Era haos, debandadă, nu erau în stare să facă nimic. Haos de bandă, deci au ajuns până la Paris. Să nu ne facem iluzii. Vorbim totuși de niște forțe care au o istorie destul de complicată. Deci, noi nu știm exact ce se întâmplă. Astea sunt niște decizii pe care ar trebui să le ia guvernul în linii mari. Sigur că există presiune populară, sigur că există, suntem într-o democrație. Ideal, nu? Ideal ar fi să nu ne amestecăm nicăieri. Pe de altă parte, asta este cămașa noastră, adică ăștia sunt lângă noi. Știi cum e? Da, e o foaie foarte subțire. Ăștia sunt lângă noi. Mm-hmm. Cine are garanția faptului? Nu? Hai să ne aducem aminte de un moment, da? Am semnat un tratat, s-a semnat o chestie și băieții ocupau... se retrăgea armata română și venea armata sovietică eliberatoare să elibereze nordul Bucovinei. Și le-a scăpat piciorul pe accelerație. A fost un capitan român care a zis, băi băieți, pe aici nu se trece, nu mă interesează ce s-a zis la București, la Moscova. Băieții mei trag. Și s-au retras. Și așa avem noi mănăstirile din nordul Bucovinei. Pentru că băieții treceau de ele. Era un partea elalt. Deci, e o discuție foarte sensibilă. Pe de o parte, trebuie să spui, doamne, n-avem nicio intenție belicoasă față de nimeni. Da? Asta mi se pare că nu s-a bătut suficient moneda pe treaba asta. Nu vrem să ne batem cu Rusia, cu Ucraina, cu nimeni. România nu vrea să facă război cu nimeni. Da? Suntem un popor pașnic. Vrem să fie bine, copiii liniștiți la școală, să fie prosperitate, să trăiască toată lumea. Știi cum e? Râdeam la un moment dat înainte de zona asta că extinderea de la Cogălnicianu se face cu firma deținută, adică construcțiile cu firma lui Deripască. Adică ceva românesc, știi? Dăm și la sultan, dăm și la papă, dăm și la toată lumea, să fie toată lumea mulțumită.
Eu sunt de acord, să fie toată lumea, să fie pace. Bun. Dar la un moment dat trebuie să semnalizezi că există o limită. Acum, e o artă să știi unde să tragi linia. Nu e o chestiune, asta vreau să spun, că nu e o chestiune care poate să facă subiectul unei dezbateri publice în condiția asta. Adică în condiția în care ne aflăm noi. Trebuie să semnalizăm însă faptul că suntem ferm hotărâți să rezistăm la orice presiune de tipul ăsta. Adică va fi un cost dacă cineva trece de o linie roșie. Nouă ni se spune din partea aia. Va fi un cost dacă voi treceți linia roșie. Hai să spunem și noi. Domnilor, va fi un cost dacă voi treceți linia cealaltă. Și costul ăsta nu o să fie mic. Adică noi nu suntem dispuși să acceptăm orice, nu suntem dispuși să înghițim orice, da? Evident, nu suntem dispuși nici să prelungim o stare aberantă, nici să hrănim un conflict care să ducă la dispariția țării vecine, nu? Gândiți-vă, 2 milioane au fugit, nu? În 2 săptămâni. Dacă tipul ăsta de conflict mai durează încă 2 luni, ce o să se întâmple? Mai rămâne ceva din Ucraina? Adică deja au făcut, estima cineva, s-au făcut distrugeri de 10 miliarde. De 10 miliarde. Păi dacă mai durează, ce o să mai rămâne din Ucraina? Adică un no man's land. Sigur, o parte își dorește să fie no man's land. Să fim rezonabil și să acceptăm. Putin spunea la București în 2008 că Ucraina nu este nici măcar o țară. Da, asta e viziunea, da, asta da, e viziunea lor. Trebuie să înțelegem viziunea. Da, lor. Atenție, și nici România nu e nici măcar o țară. Adică hai să fim serioși. Nu, stai o secundă. Păi moldovenii sunt altfel, nu, răgățenii, miticii, nu vorbim noi între noi. Ardelenii, ce cu așa, nici noi nu prea suntem o țară. Bulgară tătă, ce să mai discutăm. Noi suntem noi mai multe românii, dar tot românii. Și ajungem la greci, nici grecii nu sunt o țară, dar nici turcii nu sunt o țară. Adică... Știu, discursul ăsta poate să n-aibă limite, știu ce spun. Totul se poate duce și oamenii civilizați au rezolvat problema într-un anumit fel. Asta mă doare pe mine. Deci noi de la pacea de la Vestfalia am zis, domnilor, nu mai facem chestii de genul ăsta. Nu ne mai băgăm unii peste alții. Tragem niște liniuțe și o lăsăm așa. Că e mai bine să fie așa. Acum, brusc, avem viziuni revizioniste. Nu pot să spun ca român că sunt fericit de cum s-a terminat cel de-al doilea război mondial. Nu pot să spun că nu... Adică, bun, noi am fost într-o tabără, ne-am dus în alta, am pierdut niște lucruri. Ca noi, cam toată lumea de pe aici. Acum să deschizi, cum să spun eu, cutia Pandorei și să zici, nu, domne, că trebuie mai la stânga, mai la dreapta. Cu costul acestei suferințe umane inutile. Asta este drama. Oamenii ăștia mor inutil. Și poți să zici, dom'le, e vina lui ăla sau e vina celuilalt că nu cedează. Nu e, nu se pune problema așa. Că e vina celuilalt. Fiecare dă vina pe el, nu? Zelenski e încăpățânat și omoră poporul, Putin e un dement care vine și... Băi, nu se pune problema așa. Cine a inițiat chestia asta? Păi de acolo... începem. Aici mai am un răspuns care se numește follow the money. Că dacă mergi pe follow the money și vezi cine iese în câștig imediat în toată povestea asta, gazul nu o să mai vină de la ruși. Există supoziția că după 2 ani în care companiile farma și-au făcut foarte mulți bani, acum și companiile de armament vor face foarte mulți bani. De unde vine armamentul ăsta? A venit doamna, cum o cheamă, la București să se asigure că PIB-ul va fi, a crescut în tocmai și banii vor veni la timp. Sunt... Wake the dog. Da, wake the dog. Și follow the money. Asta e o discuție complicată. Da, asta e o discuție complicată, da, pentru dar că nu avem date pentru ea. Nu trebuie scoasă din... Întotdeauna când există un conflict sau o stare de asta de urgență... Iar ăstuia nu i-a convenit că niște băieți vor să Ucraina voia în NATO. Nu vrea omul. Na. Și nu, cum să spun? E o altă discuție asta. Aici este o mică problemă. El nu spune chestia asta de ieri de astăzi.
Și am fost ignorat și cred că s-a greșit că am fost ignorat, dacă mă întreb pe mine. Că am ajuns în situația asta. Bun, există un analist politic american care spune chestia asta. Ok, ar fi trebuit să fie, să facem altfel. Sigur că ar fi trebuit să facem altfel. Sigur că așa, la un nivel... Da, sine ira et studio, da? Este aberant să crezi că o soluție de securitate europeană exclude Rusia. Deci este... Da, n-ai cum să... Adică dacă ești un individ decât rațional și te uiți la cum stau lucrurile, îți dai seama că ai nevoie pentru arhitectura de securitate a acestui continent, ai nevoie de o înțelegere cu ruși. Asta sunt lucruri de bun simț. Adică chiar nu se poate altfel. A, se poate doar dacă ești într-o stare continuă de conflict cu niște costuri imense. Ceea ce este contraproductiv pentru toate părțile. Cel puțin pentru europeni. Da? Deci noi europenii nu vrem să trăim într-un război continuu cu Rusia. Este interesul nostru. Da? Ca orice grup de state sau... continent, nu, că africanii vor să trăiască dezastrele alea pe care le trăiesc, nu vor să le trăiască, nu? Vrea cineva războiul din Yemen, ăia din Yemen vor războiul din Yemen, nu vor războiul din Yemen. Nici noi nu vrem război cu Rusia, evident că nu vor. Cred că nici rușii nu vor război cu Europa. Sper. Nu? Dar de aici, care e o chestiune, e un punct de bun simț, până la cum se articulează el în acest moment, e o discuție mai complicată. E o discuție pe care, din păcate, acum când sună sirenele războiului, nu mai putem să o avem. Nu putem să o avem pentru că, știi cum e, când sună darabana războiului, nu, muzele tac. Mai tac și filozofii, că trebuie să se întâmple alte lucruri, niște băieți mai hotărâți trebuie să privi. Dugin n-a tăcut. Dugin, bun, asta ai discutat înainte de emisiune, că Dugin se inspiră dintr-un gânditor, să zicem așa, român, Jean Pârvulescu, care are o teorie întreagă despre tipurile de puteri. Jean Pârvulescu a trăit în Franța, e un personaj destul de colorat, apare într-un film, Obu de suflă, na, deci e... jucat de Jean-Pierre Melville și spune acolo o chestie foarte interesantă. Se pare că în elitele franceze intelectuale a avut un impact domnul Jean Pârvulescu. Domnul Dugin l-a cunoscut. Sunt fotografii cu ei. Și e de explorat această dimensiune intelectuală, na, istoria ideilor. Ce spune exact? Spune că sunt mai multe tipuri de civilizații, nu? Civilizații care țin de terestre și civilizații care maritime. Da? Și cumva civilizațiile astea intră într-un soi de conflict, nu? Civilizația maritimă cu civilizația terestră. Și logica structurii astea spune că Europa și cu Asia ar trebui să facă un fel de meta-civilizație, care să opună civilizației anglosaxone, a mării, da? Noi suntem civilizația terestră și sunt civilizația mării. Și... Aici cumva pot fi de acord pentru că observ, da? Am fost în câteva locuri insule. Băi, insulari întotdeauna au altă raportare la lume. Se vede, e, da. Acum, dacă ar fi să speculez și eu, aș spune că totuși Europa e marcată de o sinteză între aceste două tipuri de civilizație, o sinteză absolută civilizațională, Imperiul Roman. Care Imperiul Roman transformă o mare într-un lac. A mare nostru. Adică ce fac ei? Ei depășesc această transgresiune într-un anumit fel. Bun, din păcate nu a fost o depășire, să zicem așa, stabilă, nu a durat decât câteva sute de ani, ei cuceresc toată Mediterana și Mediterana devine lac interior. Da? Deci ceea ce era o mare devine un lac, deci se schimbă perspectiva. Deci ei sunt și o putere așa și o putere așa. China avea o bună șansă să fie așa. Acolo s-a întâmplat ceva la un moment dat între...
oameni de palat cu viziuni diferite, a pierdut latura maritimă. Am avut noroc noi pentru că ei erau pe cale să ajungă în Europa, ocolind Africa. Deci deja ei aveau chiar o flotă extraordinară și există un amiral chinez care a făcut niște descoperiri extraordinare. Dar na, a fost un război de palat. Eunucul care se ocupa de chestia asta a pierdut și a câștigat alt eunuc care a distrus flota. Și am avut noroc noi și, noroc între ghilimele, europenii, și am preluat noi toată dimensiunea asta. Am ce să spun, bun, e o întreagă discuție aici, cumva există o anumită logică în faptul că un anumit tip de resurse ar trebui să colaboreze civilizațional, pe scurt Germania cu Rusia. Ceea ce e de notorietate publică, adică oamenii ăștia, timp de 100 de ani, de exemplu, Rusia a avut prim-ministri nemți. Nu mai știe chestia asta. Da, în secolul XVIII. Da, deci e o anumită convergență între niște planuri. Și nu e doar faptul că spunea Hannah Arendt că Stalin declara că singurul om în care are încredere e Hitler și Hitler declara că singurul om în care are încredere e Stalin. Da? Lucrurile merg mai adânc, adică sunt niște feluri de a vedea lumea foarte asemănătoare între aceste popoare. Noi suntem între ele, da? Adică noi polonezii. Și știm cât de bine ne-a fost. Adică a fost amuzant să mi-aduc aminte. Am și lecturat tot soiul de situații zilele astea. O discuție între George Bush și Putin, în care Putin s-a cerut în NATO. A fost o perioadă în care el s-a cerut în NATO, știi? Da, băi, asta vreau să spun, că rușii au încercat să facă o arhitectură comună de securitate și au zis, băi, hai să nu mai fim împărțiți în două chestii. Ne băgăm toți într-o treabă și moare discuția. Oarecum și-ar fi rezolvat problemele de teritoriu Rusia în scenariul ăsta? Nici nu vreau să mă gândesc. Păi gândește-te un pic, Silviu, cum ne-am rezolvat noi problemele teritoriale cu Ungaria? Cum și-a rezolvat problemele teritoriale Ungaria cu Austria? Cum și-au rezolvat teritorialele... Rusia e altă mâncare de pește. Adică, băi, avem un model, da? Dacă Germania și Franța ajung să poți să treci dintr-o parte într-alta doar cu fără nimic. Deci dacă eu pot să trec din Germania în Franța, da? Și din Belgia în Olanda și așa mai departe, nu? Eu pun capăt a ceea ce am însemnat războaie de 30 de ani, de 100 de ani de, și așa mai departe, eu cred că se poate și în alte părți, nu? Eu nu văd de ce... Nu, Norvegia și cu Finlanda. Pardon, Norvegia și cu Suedia, da? S-au bătut, erau parte din Suedia. Ui, acum stau foarte bine. Păstrează ei niște amintiri în al doilea război mondial când se acuză... De fapt, norvegenii acuză pe suedezi de diverse chestii. Dar mă, nu mai contează. Adică nu mai contează. Treci cu mașina într-o parte, într-alta, nu mai contează. Nu? Există un model de cooperare. Adică există un model civilizațional care ne spune că putem să trăim în pace împreună. Da? Hai să-l aplicăm. Sigur că îți trebuie un anumit tip de gândire ca să... Și aici e o problemă, e o limită pe care noi am avut-o, bun, cu Rusia, în mod clar, dar cu Turcia. Turcia este în procesul de aderare la Uniunea Europeană, încă. Au închis nu știu câte capitole. Și NATO trebuie să... Eu nu știu de pildă că Finlanda nu e în NATO, am aflat zilele astea. Da? Austria nu e în NATO. Și Austria nu e în NATO, și da? Stau și mă gândesc, sincer mă gândesc, chiar discutam asta ieri. Un prieten foarte bun care e în afara țării, zic, dom'le, păi se trăiește incredibil în Austria, mă. Nu se poate să, nu putem să ne gândim la o soluție de tipul ăsta. Adică nu putea Ucraina să fie un fel de Austrie, nu trebuia să ajungem în situația asta în care unii intrăm peste ceilalți. Nu există totuși niște soluții raționale dincolo de poziționările astea conflictuale, nu reușim să, nu avem imaginație, ce ne lipsește? Austriecii au avut o imaginație destul de interesantă. Deci pe șervețel e 50-50. Cum au avut și iugoslavii pe șervețelul ăla faimos, da? Uh-huh. 50-50. Și totul se trăia mai bine în Austria decât în Iugoslavia. Finlanda a pățit ce a pățit Ucraina, nu? Au venit peste ei în 38-39. Au rezistat ceva?
Dom'le, au rezistat. Da, au pierdut războiul, să ne înțeleagă. N-am ce să fac. Bun, au omorât de 10 ori mai mult soldați ruși, dar până la urmă au pierdut războiul. Da? A trebuit să ia teritoriile alea cu Germania și după aceea le-au pierdut din nou când a pierdut Germania. Sigur că te poți uita în istorie și vezi că, băi, s-au descurcat cumva. S-au descurcat, că nu e chiar atât de rău. Asta poți să spui și despre noi până la urmă. Cumva ne-am descurcat și noi, dar... Și noi ne-am descurcat. Noi am plătit un preț, cum au plătit și finlandezii. Au plătit prețul teritoriului. Au cedat acel teritoriu, pentru că nu vreau inițial să-l cedeze. Și noi am plătit un preț. Și un preț destul de dureros. Pentru că, totuși, Cernăuți, Chișinău, adică sunt niște locuri, nu, cetățile lui Ștefan cel Mare, sunt locuri pentru care oamenii au murit. Sunt chestiuni pentru care noi ne-am bătut. De asta revenim la întrebarea mea inițială. Cum și Dumnezeu, ipotetic vorbind, și ar fi negociat Rusia problemele de teritoriu în caz care ar fi fost primită în NATO? Am înțeles mai mult că Putin i-ar fi spus lui Bush că el nu stă, Rusia nu stă la coadă ca alte țări care nu contează, știi? Și că... Ei vroiau să intre NATO pe picior de egalitate cu americanii. Asta e adevărul. Și pentru asta America trebuia să accepte chestia asta. Nu România, nu Franța. Nu. Ceea ce a fost mai complicat. Dar a zis Arthur ceva și are mare dreptate. Și noi suntem o țară mică și noi încercăm așa să supraviețuim gândindu-ne, încercăm să anticipăm cam cum ar gândi ăla mare ca să facem în așa fel încât să fie bine. Ăia mari nu gândesc așa. Nu se mai gândesc la ce se gândește ălălalt. Ei au interesele lor și acționează pur și simplu, adică nu mai stau să mai calculeze, nu? Vorba lui Stalin, câte divizii are papa, adică întrebarea nu este cine, ce faci, câte divizii are, are mai puține divizii decât noi în Europa, nu, atunci ok. Probabil că, sigur, e o chestiune de setare mentală pe care noi o avem, nu? Când analizăm lucrurile, noi primul lucru care ne gândim este cum putem să anticipăm ce vrea ăsta, care e mare și amenințător, în așa fel încât să-i dăm ce vrea și să ne vedem de treabă. De asta, discuția asta cu intrarea Rusiei în NATO e foarte complicată. Cumva din afară pare a fi un nonsens că n-au lăsat-o să intre în NATO, nu? Adică, băi, îi primeai pe ăștia, toată lumea era Bruderschaft. Dar și NATO exista pentru că exista Uniunea Sovietică, acum... NATO a fost creat special pentru a ține pieptul Uniunii Sovietice, nu? În prim moment ar fi fost, dom'le, s-a terminat Uniunea Sovietică, toți suntem frați, ce mai are rost, mai are NATO. Uite că mai are rost. Alții o să zică, nu, dom'le, ce se întâmplă acum există pentru că exista NATO, dacă s-ar fi desființat, nu mai era problema asta. Avem unde o să știm. Acum, iarăși, simt, suntem în mijlocul unui război, toate astea sunt propagandă contra propagandă. Vreau să te întreb ceva. Avem această situație în care Rusia a invadat Ucraina. Avem această situație în care eu cred că Putin nu o să se oprească până nu iese ceva în câștig. Că el, dacă nu iese în câștig, s-ar putea să dispară cu totul și asta este, cred, una din marile lui griji în momentul de față. El trebuie să iasă cumva în câștig. Citesc în presă, da, ce apare... niște declarații absolut belicoase a lui Trump, ai văzut ieri? Că trebuia să-i bombardăm pe ruși, să nu-și mai știe de ei și pe avioanele noastre să avem steagul chinezesc, ca pe urmă să se nască un conflict între ei și să se căsăpesc. S-a părut noaptea minții. O altă doamnă senatoare din Congresul Statelor Unite, cred că senatoare era, s-a trezit să spună că trebuie să-l scoatem pe băiatul ăsta odată și pentru totdeauna, adică să aibă și el soarta celorlalți dictatori pe care i-a mai căsăpit noi. Avem această... Și încă ceva, am citit tot ieri apărut, sau mă rog, zilele trecute, un interviu al lui Noam Chomsky, care spunea că o intervenție a NATO, respectiv a Statelor Unite în Rusia, ar însemna o mare greșeală și o vărsare de sânge complicată rău de tot. Acum tu, Silviu, ai prins un fitil lung.
Băi, hai să trebuie să mai adaug ceva. Eu a trebuit să am discuțiile astea, a trebuit să am o discuție destul de complicată cu fiica mea de 16 ani, zilele trecute, care s-a speriat și s-a panicat un pic, că a realizat că, bă, na, am văzut-o pe maică sau m-a mai văzut și pe mine, ha-ha, da, asta, na. Înțelegi? E o discuție complicată dacă l-ai invocat pe Chomsky. Că Chomsky are o anumită poziție și e complicat acum să explicăm care e poziția lui. El este un critic destul de radical al sistemului creat de Statele Unite. Într-o oarecare măsură critica lui este îndreptățită. Dar noi vorbim cu un om care gândește lucrurile dintr-o perspectivă structurală. E o critică foarte profundă a lui. El e un om de stânga și el vede că Occidentul și mai ales sistemul american are niște carențe fundamentale și, ca să zic așa, pune lumea întreagă într-o situație de fragilitate datorită unor alegeri fundamentale pe care le-au făcut elitele americane. E o discuție foarte nuanțată. Asta, când nu era război, puteam să o avem. Da? Acum, discuția e foarte complicată pentru că când se ajunge la conflict, da, muzele tac, dar și subtilitatea tace. Adică lucrurile se polarizează într-un anumit fel. De asta spun că e o situație pe care trebuie să o judecăm, sau în sfârșit, eu cred că trebuie să o judecăm mai local. Pentru că trebuie rezolvat acum, pragmatic, problema acestor oameni care își pierd locuințele și suferă și mor. Da? Deci, dincolo de toată discuția geopolitică, trebuie pragmatic, în momentul ăsta, o încetare a ostilităților. Da, o încetare a ostilităților care să permită niște negocieri serioase. Asta ar trebui făcută acum. Trebuie o încetare a ostilităților, în primul rând. Da? Deci ăia să nu mai tragă în ceilalți. Da? Și aici putem interșanjabil discuta. Și asta ar dovedi o anumită maturitate, da? De partea ambelor părți. Și de aici putem discuta. Nu putem discuta când tu ai, nu știu, milioane de oameni care fug. Ce să discuți când trec bombele pe deasupra capului tău? N-ai ce să discuți. Nu? Cum mai putea să discuți? Mai întâi trebuie să tacă bombele, nu? Trebuie să tacă armele, să putem discuta ca oamenii. Din punctul ăsta de vedere, e contraproductiv să avem discuții de-astea generale. Trebuie local să spunem, domnule, opriți bombardamentul, lăsați-i pe civili să plece, hai să găsim o soluție să nu se mai ajungă la o chestiune de tipul ăsta, nu? Hai să garantăm niște lucruri oamenilor ăstora. Și chiar noi, Occidentul, da? Uitați-vă ce se întâmplă, adică eu mă uit stupefiat la poziția Marii Britanii. Și Marea Britanie are un discurs belicos, nu? Mm-hmm. Să trimitem trupe, să boots on the ground, să-i faci... Și în același timp îi pune pe săraci refugiați să aplice pentru viza numărul 275/8. Păi, stai o secundă, adică acceptă-i pe oamenii ăia. Și atenție, ăștia nu sunt oameni care se duc acolo aiurea. Ăștia sunt oameni care se duc pentru că au rude în Marea Britanie. Da? Știu, și în Italia am înțeles că e o comunitate foarte mare de ucraineni. Și tu le pui, stop, stai că, vezi, domne, trebuie că Brexit. Stai un pic. Băi, o să fie un număr mare de refugiați, trebuie corect. Să le faci pe față. Pe de altă parte, hai să ne uităm și așa într-o altă cheie. Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor din toată Europa. În momentul ăsta. Republica Moldova, care e una dintre cele mai sărace țări din Europa. Ăsta e momentul în care Uniunea Europeană trebuie să zică hai să vă ajutăm. Nu e nicio problemă, vă dăm cât vreți, 1 miliard, 2, 3. Ajutați-i pe cei din Republica Moldova, se va prăbuși.
Cât să mai susțină Republica Moldova? E de-abia se susține pe sine. În condițiile în care, atenție, e dependentă de gazul rusesc, adică e dependentă economic de Rusia. Și nu numai economic, nu, energetic. Ajutați-i pe ăștia, nu? Ăștia sunt numărul unu. România are un număr relativ redus de refugiați, în comparație cu Polonia, de exemplu, sau chiar cu Ungaria. Da? Din vari motive. Deci, asta spun că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm niște semnale foarte serioase că vom proteja oamenii. Am o știre. Cred a apărut acum o oră pe DC News, acum o oră, pardon, a apărut-o la prânz, pe DC News, zice așa, Zelinski, mi-am pierdut interesul pentru NATO, nu sunt pregătit, stai puțin, nu sunt pregătit să ne accepte, sunt gata pentru dialog, dar nu pentru capitulare. Asta este declarația lui Zelinski. Evident că nu o să accepte capitularea și da, ce plus, să zic? Ce putem să zicem? O să luptă cu arma în mână pentru țara lui. Nu poți să iei nume de rău chestiunea asta. Pe de altă parte, trebuie să găsească o soluție la această problemă. Mai era soluția ca el să rămână, am citit zilele astea, ca el să rămână președinte, dar să fie un premier pus de la Kremlin. Asta e soluția rusească. Na. Da, nu știu cum Dumnezeu ar putea să funcționeze, mai ales după toate distrugerile alea despre care, repet, nu știm mare lucru și cred că o să aflăm mult mai târziu. Pe de altă parte, uite-te ce se întâmplă în Rusia. Citeam zilele astea, stai un moment, băi, 13.500 de protestatari, da, au fost arestați. Protestatari anti-război. Rusia, am înțeles, este totuși o țară unde nu foarte multă lume știe engleză, adică procentul celor care știu engleză, cred, dacă nu mă înșel, undeva la 6%. Restul consumă ce li se spune. Tu ai fost vreodată în Rusia? Nu, n-am fost niciodată în Rusia. Eu am fost. Și da, e complicat dacă nu știi rusă în Rusia. Bun, în Moscova mai e cum mai e, te mai descurci. Probabil și în Sankt Petersburg, da. Și în Sankt Petersburg. Dar dacă ai ieșit din Moscova și Sankt Petersburg, s-a terminat discuția. Și trebuie să știi rusește. Sau să știi românește, cel puțin când m-am dus eu, am beneficiat de vasta emigrație moldovenească în Moscova și în Sankt Petersburg și am avut surpriza extrem de plăcută de a putea întreba în românește diverse lucruri și cineva îmi răspundea. Rusia e o țară opacă, nu e o țară transparentă, din diverse rațiuni. Lor așa le place să fie, nu știu de ce, au neîncredere față de străini sau față de unii străini. A? Bănuiesc că dacă pare așa mai american sau mai nu știu ce, se uită cu suspiciune și se uitau cu suspiciune dacă te vedeau că ești din alt film decât ei. Sigur, nu în zonele turistice, dar cum ieșeai din zona turistică și te duceai, m-am dus eu la o alimentară la un moment dat, care în Sankt Petersburg, care avea inclusiv... Și a rămas, avea abac. Avea abac. Ha, ce tare, n-am mai văzut abac. Da. Și mă uitam, zic că avea casă de aia așa, avea trei tipuri de sistem. Întoarcere în timp, da. Da, deci avea sistemul ăsta cu ape și este, cum avem și noi, nu? Casă de marcat. Cu, da. Tipăritură. După care avea casa de marcat aia veche, dacă mai ții minte, cu mai multe butoane cu cifre, la fel, da? Uh-huh, aia mare, uh-huh. Așa, tuc. Și avea abacul. Și mă uitam așa, zic, frate, ce face asta cu abacul ăla? Avea, calcula acolo foarte repede. De fapt, ei calculau pe abac și băteau doar suma finală. Când o mai băteau. Am văzut, urmăresc pe YouTube un canal al unui domn englez care a luat toate țările foste comuniste la picioare. Da, îl știu și eu. Bang and Bankrupt. Și care a intrat la un moment dat într-un magazin. Dar știe rusește. Da, știe. El știe bine rusește. Știe foarte bine rusește. Și are o prietenă belarusă sau ucraineancă. Ceva, care da. Acolo, am văzut și zilele astea, tocmai a fugit de acolo, zicea că intenționează să ucă în Cehia. În fine, ce m-a șocat a fost să intre în câteva magazine, dar, băi, cum și librăria de pe vremea Ceaușescu, cum o am vie în memorie, și era o femeie acolo care lucrau de 28 de ani.
Măi, așa ceva este de neconceput aici, să lucrezi 28 de ani în aceeași instituție, cu atât mai puțin. Uite, îți mărturisesc o fază, apropo de chestia asta, da? Deci bunica mea a lucrat la o fabrică, care a fost o fabrică de familie a unui neamț, este prima femeie din istoria familiei mele care a prestat muncă salariată, că toți suntem de 8 martie, da? Deci ea s-a angajat, de ce? Pentru că bunicul meu a plecat în război. Da? Deci a plecat în război și dintr-o dată ea trebuia să câștige bani. A angajat la această fabrică de ciorapi, care a avut conducere nemțească până în 44, după care a avut conducere sovietică și după aceea a avut conducere românească și acum tocmai am citit, a fost vândută către niște investitori, cred că izraelieni, care vor face un ansamblu de locuințe. Da? Și mă gândeam așa, știi, fabrica asta în care bă, tot treceam pe lângă ea când mă duceam la bunica mea. Da? Bunica mea a lucrat practic toată viața în această fabrică. Știi? Care era un nume, adică era un nume, nu? Era un nume cunoscut. Adică această fabrică de ciorapi era fabrica de ciorapi. Cum era în comunism. Știi? Care acea fabrică de ciorapi. Acea fabrică de ciorapi. Și pierea ceva, știi, cumva, era un soi de nostru, deși n-am nicio treabă cu ciorapi. Nu mi se pare că pierdem ceva extraordinar. Memoria afectivă. Da, da. Dar e o memorie afectivă, e ceva și probabil că șocul ăsta care la noi s-a produs deja, aici, la noi, dacă te uiți în București, arată cu totul diferit. Da, e depășit de mult, e depășit de mult. La ei sunt cu vreo 10-15 ani în urmă. Și eu am fost în două orașe mari, nu, Sankt Petersburg și Moscova, care e mult mai bogată decât restul țării. Și la fel și în Sankt Petersburg. Dar cum ieși puțin, îți dădeai seama că ești în urmă, ești în timp. Și asta e o tragedie umană pe care noi nu o pricepem, pentru că noi am scăpat de ea. Am făcut niște alegeri și am scăpat de ea. Da, și au mai trecut niște generații totuși peste noi care și ucrainienii vor să scape. Adică eu nu cred că iau ceva cu Rusia. Bun, dincolo de niște interese și niște poziționări și niște elite și niște oligarhi și așa mai departe. Ok. Bun, rețele și așa mai departe. Cetățenii ăștia ucrainieni vor și să trăiască un pic mai bine. Adică nu e o conspirație. E o conspirație doar în sensul în care noi toți vrem să trăim un pic mai bine. Și într-un anumit fel. Adică tindem către un alt model civilizațional. Și modelele astea civilizaționale nu sunt ceva ce poate fi impus cu forța armelor. Asta este o lecție fundamentală. Adică nu sunt stabile impuse așa. Mai devreme sau mai târziu și există exemple în care și de o parte și de alta s-a încercat să se schimbe paradigma. Și au ieșuat exemplele respective. Nici comuniștii n-au ajuns capitaliști, nici capitaliștii n-au ajuns comuniști. Ca să zic așa. Da? Unele țări au un fel de a fi. Altele au alt fel de a fi. Și nu poți să uniformizezi tot. Deci că asta era o întrebare. De ce? Că am fost prin Africa, da? Și mi-am dat seama de un lucru și anume că țările de acolo și paradigma în care oamenii funcționează acolo nu sunt făcuți ei în ADN-ul lor pentru un regim democratic. Nu vreau să sune superior treaba asta, e pur și simplu o constatare obiectivă. Nici Rusia nu funcționează așa. Rusia e un monstru cu multe capete. E o problemă complicată. Tu l-ai avut aici pe Vasile Ernu. Vasile nu scrie mult despre lucrul ăsta, pentru că el, na, prin natura experienței sale de viață, are conexiuni mult mai ample. Am întrebat și pe el același lucru și mi-a spus că tipul de accede la ierarhia socială e diferit. E foarte diferit și sunt ruși foarte diferiți. Sunt niște ruși extraordinar fantastici. Absolut. Sunt niște ruși deschiși, democrați și liberali și ce vrei. Și sunt alții ca mamașa care se uită așa și zice, tu ești cu Hitler. Așa știe ea de la războiul patriotic. Deci ea era un interviu, acum nu mai știu unde îl citeau, trei cetățeni moldoveni care beau undeva pe malul Nistrului. Deci, Vaniușa, tu ce zici? Vaniușa, și pe bunicul meu îi se spunea Vaniușa.
Mm-hmm. Din nordul Dobrogei. Da, și pe acolo avem lipoveni, toate astea, ucrainieni. Adică e o diversitate. Da? Și se vede că ei erau... Noi nu mai suntem acum cum eram atunci. Ne-am mutat mai la vest. Dar ei au rămas în paradigma aia, unii dintre ei. Și e complicat să-i forțezi. Pe de altă parte, nici nu poți să ții pe loc țara. Adică nu poți să-i blochezi într-un... Nu? Asta e de fapt problema mare, că dacă Rusia ar fi oferit ceva Ucrainei, da? O speranță de mai bine, dar Rusia nu a fost capabilă să ofere speranța de mai bine propriului popor. Deci un eșec al lor față de ei, nu față de noi. Că dacă ei reușeau, dacă se trăia bine în Rusia, da? Dacă era bine în Rusia, tăticule, trăia lumea bine, nu făcea... Se simțea bine. Mai era nevoie de toată nebunia asta? Ascultă-mă puțin. Există această ierarhie rusească și oligarhie. Spune-i cum vrei, ea a fost politică până la Putin. Au fost oameni politici înainte și el să nu era om politic. Dintr-o dată a fost preluat de servicii și Putin este omul serviciilor. El a făcut niște schimbări de structură în toată povestea asta. Imaginează-ți ce presupune să treci de la economia sovietică la economia de piață. Gândește-te cum a fost la noi, ce șoc groaznic a fost. Treaba asta cu economia la ei nu s-a rezolvat nici până acum. O duc foarte mai mari. Sunt mult mai mari. Eu nu știu acum, că citesc tot soiul de pe opinii de toate felurile, toate sancțiunile astea impuse, am înțeles, Artur zicea că nu le mai funcționează nici, nu mai poți să salvezi pe PDF. Înțelegi? Nici măcar lucrul ăsta. E adevărat, dar uite, ții minte ce ți-am spus, ei aveau ABAC. Deci sancțiunile astea îi lovesc pe unii, dar nu îi lovesc pe alții. Adică aia care sunt obișnuit să trăiască prost... Da, la un moment dat, guvernatorul general al băncii, guvernatorul băncii naționale moldovenești din Republica Moldova a fost întrebat cum afectează sistemul financiar-economic moldovenesc criza mondială. Și asta a spus în niciun fel. Zice, dar cum? Pentru că noi nu avem... Ca să te afecteze criza mondială, nu trebuie să existi. Deci în Moldova ei nu existau, săracii. Adică ce efect să aibă? Noi mâncăm mere, nu? Noi suntem vai de capul nostru. Și o mare cunoscut. Ei, asta e că Rusia e foarte complicată. Da, îi lovești pe unii, nu mai au ea iahturi. Ok, bun, nu mai au ea iahturi. Cred că e important... Nu mai poate să vândă nu știu ce, nu mai poate să utilizeze... Acum citeam contrapropaganda. Deci propaganda zice, gata, nu mai puteți să intrați pe Pornhub. Da? Bașca, și, da, domnule, nu e adevărat asta, de fapt, am găsit noi o soluție. Știu oameni, da, pentru că știu, care totuși reușesc să-și acceseze Facebook-ul din Rusia, chiar din Moscova, pe VPN. Sunt da, evident că sunt situații, tot felul de chestii, e torul, sunt VPN-urile. Tehnic nu e chiar atât, nu e ca în China, adică să fim serioși. Deși există, rușii au un sistem de ăsta, deci rușii s-au deconectat de câteva ori de la internetul global. Deci au posibilitatea să facă. Da, înțeles că lucrează la asta. Și inclusiv la sistemul MIR, cred că se numește, de carduri. Au un sistem de carduri, au un Swift al lor. Adică, făcut ei cu cine, unde am citit asta, scria, băi, omul s-a pregătit de foarte mult timp de toată treaba discuția asta. Discuția despre decuplarea Rusiei de la sistemul Swift e din vară. Deci el, Putin și rușii au tot discutat, au dat semnale că nu va fi o problemă. Cel puțin așa, oficial. Dar dincolo de treaba asta, da? Și nu din punctul nostru de vedere, adică din punctul de vedere strict al României, da? Cred că interesul nostru fundamental este să nu se prăbușească Ucraina. Deci noi avem un interes absolut fundamental ca oamenii ăștia să nu piardă complet războiul. Foarte pragmatic. Foarte pragmatic. Adică noi nu ne dorim o graniță cu Rusia. Punct. Lumea zice, domnule, ucrainienii ne-au făcut și ne-au făcut. Fraților, țineți minte când s-au întâmplat chestiile cu ucrainienii, cine controla Ucraina?
canalul Băstroie și toate chestiile astea pe care noi le-am avut. Drept, atenție, Ucraina era controlată de Rusia atunci. Sigur că naționaliștii ucrainieni erau tot naționaliștii ucrainieni, dar nu erau de capul lor. Da? Spun unii, domnule, în Transnistria. Păi stai, în Transnistria nu s-au dus ăia. S-au dus pentru că cineva le-a spus să se ducă și cine le-a spus e Rusia. Noi nu vrem să avem o graniță cu Rusia. Adică pentru noi a fost o pleașcă de la Dumnezeu. Graniță cu ei în sfârșit. Să le dea Dumnezeu sănătatea ucrainienilor, nu? Că ei sunt această zonă. Sigur că nu putem să fim cinici să menținem zona asta cu prețul distrugerii poporului ucrainian. Adică să le zicem, da, muriți acolo și luptați-vă că e bine. Da? Și nu faceți niciun compromis. Nu-i corect, nu-i corect uman să le cer chestia asta unora. Da? Și are dreptate Zelenski când spune, băi, voi vreți să luptăm pentru voi, dar voi nu faceți nimic. Măi, și imagine... Nu când o spune României, că România nu contează așa de mult, da? O spune celorlalți. Sunt niște voci care îl înjură pe Zelenski și eu cred că pe bună dreptate, băi, cred că este și vina lui că s-a ajuns, și-a băgat țara în război. Băi, când știi că stau situațiile cum stau și ai nemernicie acolo, trebuia să... Eu nu cred că l-a avut. Silviu, a avut de ales? Pe diplomație cât cuprinde. A avut de ales? Gândește-te, a avut de ales? Eu cred că timp a avut. Ce să facă? Deci opțiunea lui era să zică ok, gata, bun, încetăm tot. Și dispărea. Sunt niște lucruri care, bun, e adevărat că logic poți să spui, da, domne, nu, ce zice Putin? O, ne acceptă astea trei chestii pe care ți le dau, la Crimea, Donbass, Lugansk, și se termină tot. Și NATO, a patra. Și gata, a dispărut tot. Ca și când n-ar fi fost. Și tu te întrebi. Păi așa a făcut și România. Absolut, da. N-am făcut asta? Facturii pentru Molotov. N-am făcut asta? Am făcut asta. Și ce s-a întâmplat? După ce au venit și au intrat până la capăt. Nu? Adică, sigur că, te-am spus, aici e o tensiune uriașă. Eu nu știu cum se rezolvă chestia asta. Asta voiam să te întreb, că sunt cele trei scenarii care stau pe... Nu știu cum să spun ce ar fi cel mai bine. Scenariul cel mai fericit este să-i scape lui Putin cineva un glonț în ceafă, deși... Asta e o discuție... Ce pui de... loc, ce o să Mission urmeze, Impossible, Mission Tom Cruise, da, exact, o să vină de sus și... Hai să fim un pic mai realiști. Să fim un pic mai realiști, că așa și pe tovarășul Adolf au încercat băieții să-l așa și scăpa, frate, incredibil. Da? Măi, până la ultima urmă, oară a scăpat absolut minunat. Până la urmă l-au abandonat într-un bunker. Na. Să nu ne punem nădejdea în scheme de-astea cu Tom Cruise, că nu prea... Tovarășul Fidel e un exemplu foarte elocvent. Adică dacă cineva a vrut să fie asasinat mai mult decât Fidel Castro, nu cred că să putem găsi. De 100 și ceva de orice. Au încercat în toate felurile, dar nu funcționează chestiile astea. Funcționează într-un anumit context, în alte contexte nu funcționează, câteodată sunt contraproductive. Gândește-te ce înseamnă că moare ăsta și vine unul mai nebun ca el. Come on. Hai să lucrăm cu materialul clientului. Da? Cu materialul clientului, eu nu știu ce să spun. Eu pot să spun că interesul României, pragmatic, așa cum îl văd eu, este să existe Ucraina. Să existe Ucraina, stat independent. Neutru, dacă se poate. În NATO ar fi ideal, nu? Că se mută graniță. Păi uite că cât de tare ne militarizăm zilele astea. Știi? Adică, sincer, nu vreau să trăiesc cu degetul pătrăgat la prut. Că nu vreau să trăiesc așa. Eu trebuie să mă duc în Republica Moldova, avem relații cu Ucraina, avem studenți ucrainieni. Prieteni, da? Da. La noi, la facultate, acum sunt studenți ucrainieni, da? Studenți care Erasmus. Avem prieteni, avem diplome comune cu Republica Moldova, adică sunt niște relații care s-au e o gură de oxigen vin pentru oameni. Vin, bă, bună bucurie, da. Da, nu vreau să stau acum să fiecare așa care trece să mă uit, bă, o fi grâu, nu o fi grâu, o fi fă să, bă, o fi... Ce-o fi?
nu vreau să mă gândesc așa, nu-i plăcut să te gândești, să trăiești așa într-o teroare că vecinul tău nu, îi scapă piciorul pe accelerație și ajunge la, bă, cum îi spune, la Brașov. Nu, nu aș vrea să trăiesc așa. Pe de altă parte, domne, trebuie să găsim o soluție la problema asta, suferinței oamenilor. Eu nu pot să... Măi, eu cred că, uite, am început această emisiune întrebându-ne de reacția lui Zelensky, între timp a venit și reacția lui Zelensky. Trebuie să se oprească, sper, dintr-un moment în altul, orice tip de agresiune și să intre la masa negocierilor. Nu ne se poate ceva întâmpla mai urât decât un război. Și zău, eu înțeleg că de vreo 80 de ani este liniște pe aici, cât de cât, dar este pe relativ liniște. Cu 1300 sau 1600 de morți la Revoluție, hai să zicem că am scăpat relativ ușor. Da, da. Relativ dar, ușor. Da. Nu vrem mai mult și nu... Știi că sunt oameni care l-acuză și pe Nicolae Ceaușescu că n-a negociat. Am îmbătrânit un pic, chiar n-aș vrea să mai duc un război, vreau să-mi duc copilul la școală liniștit, visez frumos ca la vară, beau la 2 mai și mă uit, da, uite, acolo este Sevastopol, știu, da, știi? Da, da. Silviu, dar nu era frumos să putem să bem o bere la Odessa? Fără să fie toată isteria asta? Vorbim pe ce avem acum și cum stau situații. Adică, știi, sunt niște chestiuni care au dispărut acum, nu? Eu plănuiam să fac o călătorie în Crimea cu o zi înainte de invazia din 2014. Deci puneam la cale. Fuseseră cu un an înainte niște prieteni, mi-au spus, domnule, este extraordinar, du-te acolo, Odessa, toată zona asta este fantastică. Și am zis, bine, hai să mergem împreună. Și am sunat, am un prieten care era deja acolo și ăla mi-a spus, da, ne organizăm, cum să nu vii la mine? Și a doua zi, Canieț Ucraina, Canieț filma. Ernu, că și tot l-am pomenit, mi-a povestit de treaba asta, am zis, băi, zice, noi dintr-o dată n-am mai putut să ne ducem la mare, știi? E destul de traumatizant. Măi, este o chestie, nu-ți dai seama, dar sunt niște... În primul rând, și vreau să subliniez asta pentru toată lumea, e o tragedie umană groaznică. Noi discutăm geopolitică, dar de fapt sunt niște oameni care mor și care suferă. Deci asta trebuie să fie prima noastră preocupare, să nu mai existe suferință. Cine fuge să-l primim și să avem grijă și să punem presiune pe cei care comit aceste agresiuni, să le se oprească. Nu cere nimeni nimic. Opriți-vă, nu mai omorâți oameni. Așezați-vă la măsuța aia și discutați până când crăpați. Nu știu cât de reale sunt știrile astea, dar am citit una acum că soldații ruși trimiși, cel puțin aia din prima linie, erau toți născuți între 2000 și 2002, ceea ce mi s-a părut atât de trist și de îngrijorător de capul lor. Hai să luăm de bune cifrele înaintate de partea ucrainiană. Păi 12.000 de oameni. 12.000 de oameni. Cam mult. Noi zicem 12.000 de soldați, dar sunt 12.000 de oameni. Sunt oameni, sunt copii cuiva. Nu? Eu am, tu ai o fetiță, eu am un băiețel, știi? Și mă gândesc ce aș putea să fac. Nu? Să evit ca fiul meu peste 18-20 de ani să trăiască o chestiune de genul ăsta. Mulțumesc mult că ai venit și, băi, Doamne ajută să se pună lumea în regulă. Să fie pace și să ne întoarcem la dragoste, nu la... Și să ne vedem și la sfârșitul anului cu concluzii optimiste aici și până atunci să bem ceva. Amin. Să bem pentru pace. Pa, pa. La revedere tuturor. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.